Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Uitați, sunt la Stupine, continuăm activitatea asta pe care am început-o, anume de hrănirea în folie dublă. Aici, în spate, în buzunărel, am rezolvat problema și m-am gândit, zic, hai să vă și arăt. Sigur că găsim situații de astea în care aproape consumat-o complet. Aici e bunoara a fost complet consumată, dovadă că este pus mierea. Am pus mierea mai de acum jumătate de minut. Așa, și iar în partea asta punem polen, da? Ia uitați, dacă a început creșterea puietului, se consumă și polenul. Polenul cum l-am pus? Eu v-am spus că am polenul congelat. Așa, și am făcut acest amestec dintre polen. Un pic de lapte bătut, pentru că laptele acru sau laptele bătut sau iaurtul scoate, să zicem, conținutul polenului. Polenul fiind proaspăt, adică n-a fost uscat, a fost polen congelat, da? Se face această pastă așa frumos. Și vedeți, albino o consumă cu multă plăcere. Orice alt produse de astea de pentru proteină, nu o să ridic la nivelul polenului. Da? Ce e natural, e natural. Aici am lăsat lingura care iau din bidoane. Eu am mierea cristalizată, semicristalizată, pus în bidoane de acestea. Tai bidonul și pun aici. Ia uitați cum au simțit așa, au și venit la ciugulit aici. Punem și distanțiere, după ce punem, punem distanțiere așa din poli, de un centimetru, să zic așa, ca să nu se lipească, să se lipește din ambele folii și, până ca aici, să zicem, da? Se lipește și albina nu mai poate înainta. Atunci punem o chestie de asta așa, distanțiere și nu se mai lipește, ține folia la o anumită distanță. Aici, cum observați, lunea trecută am pus, luni sau marți am pus aici, a consumat partea asta, a consumat și polen. Deci asta e semn că și-a dat drumul la crescut puiet. Am, așa de curiozitate, am intrat în unele în care am văzut chiar de 2 rame de puiet la ora asta. Deci căldura este perfectă, nu? Din cele 3 ghemuri, cum vă spuneam. El s-a dus acum, s-a extins până în capătul, da? Deci până în capătul celălalt, complet. Stăm înghesuiți, cât mai înghesuiți, că am nevoie să păstrez căldura, nu cum fac consum pentru producerea căldurii. Da? Deci nu-mi trebuie așa ceva. Și când este plin full până la capăt, atunci o să punem încă o ramă. Da? Încă o ramă. Aici, după diafragmă, fiindcă am spațiu, chiar am să pregătesc să pun o ramă chiar acum. Da? Deci mi-am adus și rame de acestea foarte bune. Deci rame perfecte pentru oat. Vă spuneam, așa cresc ramele în sistemul ăsta de biostup. Nu avem rame cu celule de trântor, deci sunt rame perfecte. Da? Și pe o parte și pe alta nu veți găsi o celulă de trântor. Numai celule de albină până sus. Iată. Deci până sus, marginea de sus, numai celule de albină. Luăm asta la întâmplare, vedeți, am luat-o din margine, o pun jos și mai iau alta. Deci toate ramele așa sunt crescute, în felul acesta. Nu veți vedea o ramă care să aibă o celule de trântor. Pentru că celulele de trântor sunt crescute acolo în rama clăditoare. Atunci când își propun să ajung la interesul crește pentru roirii, începe cu creșterea masculilor și orice ramă care o pune la crescut, fie în primăvară, fie în vară, când vreți dumneavoastră, în toată perioada, nu va strica niciodată ramă. Așadar, dragilor, observați că am atins performanță, mergem din ce în ce mai bine. Am depășit momentul acela foarte greu cu grupul acela infracționat la Bărlad. Sigur, am pierdut, așa spune rotarul, e drept, am pierdut teren, nu se putea
în condițiile acelea, dar eu am șansa că volumul 3 și 4 este construit acolo. Apoi, în 2012, începând din mai, iunie și iulie, dacă veți vedea filme, toate sunt filme cu stupină și unde lucram eu acolo. A reușit să dovedească cu martori falși, cu tot ce a știut el, că n-am avut eu stupină acolo, n-am avut albine. El a avut albine cumpărate din altă parte, dar acolo, în locația aceea, unde am lucrat la stupină. Da, mizerie peste tot. Dacă vedeți corupția, a fost prin judecători, procurorul de caz, toți erau un grup. Ei furau motorina de la Bârlad, erau constituiți de foarte multe vreme. Nu mi-am dat seama, abia după ce au trecut un pic de timp, am descoperit, după ce am avut și o discuție la IGP, la București, așa și mi-a spus un comisar șef, mi-a zis, domn profesor, vă spun un lucru. Faceți la ministrul de interne, dar dacă pe mine mă va trimite, eu nu mă voi duce, pentru că am încercat să destructurez grupul acela, dar nu se poate. Este foarte bine închegat, e condus de un politician, e o mizerie mare acolo. Și așa că eu nu mă duc. Nu aveți nicio șansă. Eu nu m-am încăpățânat, n-am vrut să cred asta. Sigur, am descoperit ușor, ușor, că acolo ei lucrau cu motorina sustrasă de la Bârlad, de la CFR Bârlad, lucrau două ferme, pământul la două ferme agricole și acolo era și vorba și de un teren a agronomiei, de fapt terenul pe care am stat eu cu stupina este a agronomiei, nu a CFR-ului. CFR-ul nu are decât 6 metri stânga-dreapta. Dar agronomia au luat, cum a fi luat atunci pământul, am ajuns și acolo la agronomie, dar degeaba, am cerut să-mi dea titlul de proprietate și nu mi-a dat copii după titlul ăsta ca să pot dovedi prin instanță sau nu. Ei s-au apărat pentru că era pericolul ca să se ajungă la retrocedările acelea care au fost făcute. Deci vedeți ce se întâmplă, dragilor. Când corupția a ajuns până la nivelul acela la președintele statului, golane se întâmplă. Și atunci acolo ei și-au făcut treaba în liniște. Și fiindcă s-o termină motorina, au zis, hai că am găsit pe prof online. Și așa mi s-a întâmplat necazul, dar cu ajutorul Dumnezeu am reușit să... Pierderea este imensă, de ordinul câtorva miliarde în banii vechi. 500 de familii distruse și cu... Mă rog, tot ce am avut acolo, distrus complet. Știți bine că sunt filme cu care m-am întors, aveam un mânuț de albină. Acum, iată, cu ajutorul Dumnezeu, mi-am refăcut stupina, sunt destul de încântat, aici stăm într-un eval la adăpost, avem, toată stupina este cu 3 în 1, da? Deci câteva sute de familii am reușit să remontez din acele, dintr-o mână de albinuți. În 2 ani suntem, nu? Am făcut 2013 și 2014, în 2 ani am refăcut stupina. Acum, dau slavă Dumnezeu pentru că foarte multe lucruri am descoperit. Omul la necaz trebuie să găsească soluții. Eu am fost în necazul cel mai mare. Cea mai mare durere, v-am mai spus-o, era și faptul că voi așteptați la mine informații și eu nu puteam să vă dau. Iată, deci, ce facem, dragilor, acum. Venim și punem rama asta ca să fie ca rezervă din coace de diafragmă. Aveam un spațiu de o ramă aici. Așa. Albinuța și vine de aici și acum trebuie să dau... trebuie să fac filmul pentru voi. Deci, cum procedeți, ca să ne înțelegem? Punem... Mierea trebuie să fie un pic moale, adică încălzim un pic înainte de a veni aici, ca să putem să o luăm. Altfel e beton stângă. N-am nicio șansă. Și o punem între cele două folii. Iată, în clipa asta doar albina pe aici vine, din capătul ăsta, da, la grilă. Aici e lăsat folia de jos care stă pe rame 2 cm. În capătul cealaltă este tanș perfect, nu circulă albina, ca să pot să dirijez numai dintr-o singură parte. De asta e motivul. Așa, și acum o să termin din tins
Iată, așa o facem, pur și simplu. Și acum am să dau și albina de aici deoparte. Și veți vedea exact cum o așez. M-a întrebat cineva, dragilor, atâtea telefoane tot îmi dați, mă întrebați cu fel de problemele voastre. Sigur, n-am timp să stau de vorbă cu toată lumea, dar așa cum cât pot o fac la asta și nu vă resping, nu vă... Iată, punem acum, așa. Mă întreba cineva, domn profesor, știți, eu am o problemă. Mi-a dispărut matca de la... Sunt în sistem destul clasic și mi-a dispărut matca la o familie. Dar cum ți-ai dat seama? Păi zice, am văzut că e foarte agitată, se plânge și nu știu ce, și nu știu cum. Și am căutat matca și am găsit-o pe fundul stopului moarte. Bine. Zice, acum aș vrea să le unific, să ducă albina în alt parte. Nu se bat, se întâmplă. Dom'le, există un riscul să se întâmple așa, dar de regulă albina care ne ducem acum e stresată, nu se va duce să o agreseze pe matcă, ci va fi mulțumit că a fost introdus acolo. Dar ce vă sfătuiesc? Puneți așa folii pe rame, am explicat eu, pune așa și faceți, mă duceți pe margine cu folia, să închideți pe lângă rama aceea, aproape până jos, și după aceea vineți cu rama cu albine. Lăsați așa 2 cm aici și undeva în partea asta, ca albina să poată să se uniformizeze, să circule într-o parte în alta și în felul ăsta să retrage și va intra în cuib. Fără să se întâmple asta, să spunem, în scurt timp, ci în timp ușor. Și sper că l-am convins. Deci sunt foarte multe probleme. Dar, știți, aproape, eu încerc să adaptez ideile care le-am aici la locul meu, pe la Biostup, pentru voi, că nu mi se pare corect să nu fiți ajutați. Dar dacă vreți și mai multe, dragilor, eu am făcut și diversele chestiuni care le-am extins, m-am dus și pe la stupina voastră, am adaptat, să spunem, tehnologia mea și la stupina, la stupii standard. Lucrul acesta cu folii la ierna, folii duble, este spectaculos. Spectaculos, nu asta. Nu mai punem turtele celea, nu cu în pungi, le tragă printre rame și o grămadă de treabă. Și acum când eu lucrez, nu expun cuibul. Deci albina stă liniștită, vedeți, vine, consumă. Iată, în partea asta, dacă am terminat de pus, a și venit, o privesc prin folia deasupra, cum albina lucrează, da? Mai multe lucruri, dragilor, vedeți la Prof Online când intrați. Veți vedea că televiziunea Prof Online TV a început să emită, am făcut efortul maxim ca să încep să emit, iar seara aveți filme cu foarte multe lucrări de la stupină. Cred că de pe la 10-11 începe emisia la, până atunci, Inima Matematică și până dimineața aveți emisiune la Prof Online TV cu apicultura. Fel de fel de filme. Sigur, asta presupune să dormiți ziua și să puteți urmări filmele noaptea. Da, iarna acum, cei care sunt interesați, nu neapărat stați toată noaptea, cât rezistați. Aveți ocazia să vedeți niște lucruri spectaculoase. Da? Deci, Prof Online TV, dați click acolo, se deschide pagina cu televiziunea și veți intra în pagina aceea în care deja se emite. Da? Veți vedea matematică toată ziua, de dimineață, undeva la 7, cred că începe, și până seara la 10, 11, cam așa, nu știu exact, am să vorbesc cu băiatul care a făcut playlist-ul, și după aceea începe apicultura. Sigur, voi aveți copii, aveți nepoți, îi puteți îndruma și, să vizioneze matematică. Mai nou, prin fundația Prof Online, pe care am înființat-o, voi face niște lucruri spectaculoase, anume tema pentru a doua zi. Dar tema pentru a doua zi la toate clasele. Veți vedea acolo, alături de toate, lângă celelalte sute de ore de film care sunt la matematică, veți vedea și tema pentru a doua zi. Așadar, anunțați-vă, să spunem, copiii, nepoții, cunoștințele, rudele și pot viziona pe Prof Online foarte multe lucruri interesante. La revedere, dragilor! Pe curând!